În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea, apostolilor Tăi, pe acela bunule nu-L lua de la noi, ci le noiește nouă, celor ce ne rugăm Ție. Iubiți credincioși, a vorbi în marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt este o șansă, pentru că din momentul pogorârii Duhului Sfânt nimic nu mai este ca înainte. Nimic nu se mai repetă, ci totul intră într-o înnoire. Dar trebuie să înțelegem ce este de fapt pogorârea Duhului Sfânt ca eveniment, ca stare, ca fapt de drept pentru om. Dar nu așa pentru omenire, să nu vă așteptați acum că voi desfășura un cuvânt dogmatic sau teologic, nu. Vreau să vă aduc picioare pe pământ, pentru că într-o singură propoziție, pogorârea Duhului Sfânt înseamnă împământare. Și nu vă spun lucrul acesta numai așa ca să dea bine. Chiar săptămâna aceasta am avut marea șansă să cunosc și eu că paratrăznetul după biserică poate să fie măsurat. N-am știut. Noroc că o enoriașă de-a noastră, care se ocupă chiar cu măsurătorile acestea, a venit și mi-a dat și respectivul proces verbal pe care să-l arăt celor în drept de la ISU, cum că avem în regulă acest paratrăznet. Nu avem așa numai o bandă de material care se termină nicăieri, ci pur și simplu și funcționează. Și chiar mă bucur tare mult să-mi anunț pe această cale vecinii să stea liniștiți că este punctul cel mai înalt și atunci când vine un fulger, adică o energie mai mare decât poate vecinătatea să o absoarbă, va intra aici pe lângă biserică și își va găsi locul împământării pe care i-am pregătit-o. Vă să zic că a trece o energie printr-un fier înseamnă a transforma fierul dintr-un fier normal într-un paratrăznet sau într-un circuit și așa mai departe. Ca să înțelegeți mai bine cum sunt eu picioare pe pământ, am să vă spun ceva. Era vara anului 1978-79. Ne-au invitat niște veri de-ai tatălui la Vâlcea. Acum nu că eram noi îi pricopsiți, că și noi stăteam la vreo 50 de kilometri de Constanța. Dar aveam în case curent electric. Adică apăsai pe buton și mare minune, s-a prindea lumina. A, nu credeți că este o mare minune? Este o mare minune. Eu atunci eram prin clasa 8-a și am aflat că într-adevăr ca să apeși pe un buton și să se aprindă un bec este o minune, pentru că am ajuns la verișorii noștri care stăteau la vreo 15 km de Vâlcea și am apăsat pe buton și nu s-a aprins lumina și am crezut că s-a luat curentul. A zis, nu s-a luat curentul, nu s-a adus curentul. Aveau, să știți, lustrele cele mai frumoase. Noi aveam curent, dar nu aveam lustre, aveam numai becuri așa târnate. Ei aveau și lustre. Aveau niște întrerupătoare ultimă generație, atunci generația respectivă, m-am născut mai de mult, ce să vă fac. Și așteptam nunta și spunea că pentru nuntă au aranjat să se aprindă și lumina. Vai de mine, mare minune! Și într-adevăr, în ziua nunții, a venit cineva și a coborât dintr-un IMS, mașina aceea mai veche, un fel de Jeep 4x4, ca să le traduc și la copii, că trebuie să înțelegă și despre ce e vorba. Jeep, da, noi ne uitam la el cam cum să uită la Hammer ăștia mici, Hammer 3-4. Și-au coborât un generator, îi spuneau, generator, foarte interesant, i-au pus motorină și i-au dat drumul. A început să facă un zgomot, încât socrul mică la ele dusesem noi, noi de neamul nostru cam de socrii mici ne ținem. A zis, haideți să mai prelucim niște fire, să-l ducem în bătătura ilaltă, că zice, nu putem să ne mai înțelegem aici om cu persoană.
Măi, copii, a venit noaptea și primul lucru care ne-a fascinat total a fost că atunci când am apăsat pe buton, s-a aprins lumina. Și acum vă spun eu, după atâția ani, nu-i mai numărați, că i-am numărat și eu și de cam mult. Ce este un circuit electric fără electricitate? Un malter de stârme. Că sunt de cupru, că sunt de 2,50 sau sunt de 4, nu asta contează. Contează că dacă au energie, sunt circuit electric. Morbanul de sârme, să știți că este și omul. Funcționăm exact așa. Dacă suflarea de viață pe care Dumnezeu ne-a dat-o nu este în noi, suntem total asemănători cu acea casă frumoasă de adminteri, cu tot ce îi trebuia, dar care nu avea legătură la rețea, pentru că nu exista rețea electrică. Pogorârea Duhului Sfânt, să știți că tocmai despre această rețea este vorba. Ne vorbește despre ce îl face pe om să fie diferit în regnul animal. Ce îl face pe om să fie diferit fiecare în parte. Nu suntem toți la fel. Dacă ne-am adunat acum, după toată fața Pământului, cei care avem 1,64 m și 90 și nu mai zic de kilograme, cred că am fi foarte mulți noi ăștia. Dar de ce diferim? Diferim pentru că, așa cum un val de sârmă de cupru, de să zicem de 2,50 m, ca să meargă și prizele, sunt așezate unele lângă altele și ce le diferențiază? Dacă vor face parte dintr-un circuit care să lumineze o casă sau să dea energie pentru anumite utilaje dintr-o casă sau dintr-o firmă, ele o vor face cum? Conform parametrilor proiectați. Este o expresie la care țin, să știți, chiar dacă ea a fost uzitată și ștearsă în alt regim, eu țin la acest lucru. Parametrii proiectați. Adică noi suntem proiectați la niște parametri foarte înalți. Trebuie să dăm randament maxim și atunci nu mai contează nici cei 1,64, nici cele 90 și ceva de kilograme, contează cum funcționăm atunci când avem curent. Dar de care curent? De exemplu, dacă punem un curent de 110 volți, să zicem că suntem pe la frații noștri americani, mi se pare că ceea ce avem noi ca aparatură în partea cealaltă de priză nu va funcționa. Mi-aduc aminte că până în Revoluție aveam un ceas, nu la mine în casă, la unchiul meu în casă, că era pricopsit, eu nu eram, un ceas care întotdeauna rămânea în urmă, dar știți cum rămânea în urmă? Cam jumătate de oră pe oră. De ce? Pentru că era făcut de frații japonezi care aveau la intrare scris a se folosi numai la 50 de herți. Ori noi, curent de 50 de herți, vă spunem că nu aveam. Acum avem în cele mai multe cazuri. Dar dacă nu aveam 50 de herți, acest ceas nu funcționa. Altădată, când veneau frații noștri polonezi, care atunci când opreau Fiat Polskiu, se făcea o aglomerație extraordinară, că trebuia să vede ce ne-au adus nouă frații noștri polonezi. Am cumpărat alt ceas, că eu am și o boală vis-a-vis de timp și de ceasuri. Și când l-am băgat în priză, a făcut bum! Și a ieșit așa un fum, de așa mi-am imaginat eu că se întâmpla la Hiroshima, la urmă de scară. Și ne-am uitat mai atenți, nu puteam să ne uităm înainte mai atenți, scrie acolo 110 volți. Și noi l-am băgat la 220. Altădată era un ștecher și noi l-am băgat în priză crezând că este televizorul. Toate instrumentele la noi în casă mergeau direct, adică n-aveau butoane pornit-oprit, am băgat în priză. Am văzut că nu s-a prins televizorul, ne-am luat cu altele, bineînțeles că vă aduceți aminte, televizorul nu pornea ca acum. Nu, tată, se încălzeau lămpile, dacă mergea pe ele 500 și mai departe. Și am crezut că s-a ars o lampă, dar am uitat să-l scoatem din priză. Peste vreo un sfert de oră, auzim din casă, poc! Ce se întâmplă? Băgasem în priză, care avea era asemănătoare la ștecăr, un fierbător.
Bineînțeles că fierbătorul ăla pe uscat, într-un sfert de oră, s-a ars. Ce vreau să vă spun este faptul că, până la urmă, degeaba avem și instalație, dacă ceea ce trebuie să treacă prin această instalație nu este la parametrii proiectați. Adică, unuia i s-a dat un talent, altuia 2 și altuia 5. Adică, anumite aparate merg la 110 volți, altele la 220, unele funcționează și sub 50 de herți, altele nu. Asta înseamnă să înțelegem pogorârea Duhului Sfânt, nu în electronică, ci pur și simplu în viața noastră. Și anume, nu trebuie să avem nici pretenții mai mari, dar nici mai mici, față de ceea ce putem noi să facem ca oameni. Duhul Sfânt vine peste noi. Dar cum vine peste noi? Contează foarte mult dacă noi îl băgăm în seamă. Pentru că Dumnezeu este atât de bun și atât de smerit cu noi, încât ne respectă voia liberă. Și atunci îl stă la ușă și bate. Chiar mi-aduc aminte din iconografie cum era o discuție că la o recepție a unei picturi bisericești a venit și un copilaș și a întrebat pe pictor: măi nene, nu te supăra, dar aici văd că stă, după cum arată, cam Hristos ar trebui să stea. Zice, și bate la ușă. Sus așa mi-a citit mie bunica. Iată, stau la ușă și bat. Zice, bate, bate, dar nu vezi că la ușa asta ai uitat ceva? Să-i pui o clanță. Cu ce deschide? A, zice, nu măi băiatule, ușile astea nu se deschid decât prinăuntru. El stă și bate și dacă vrea cineva să-i deschidă, îi deschide ușa, dacă nu, nu. Așa este și harul care se coboară astăzi. Stă la ușă și bate și să vedem când intră. Știți că prin 1968, acum dacă tot ne-am dat la date istorice, vă spun câteva elemente. Când a venit prima dată după lună fratele Yuri Gagarin, bineînțeles că primul lucru pe care nu l-a spus el, asta sunt sigur, dau mărturie în locul lui, dar frații noștri sovietici care de atunci erau cu răsăritul, cu steaua, adică nu jucau cu Dinamo, au spus, uite, gata, s-a rezolvat problema, care de mii de ani toată lumea zice că există Dumnezeu și uite, gata. Vă spunem noi, nu e. A venit fratele nostru Yuri și a zis foarte clar, nu l-a văzut pe Dumnezeu. Acest lucru îl știu de la pacienți care ne povesteau cum în 68, fiind internați pe la spitale cu diverse boli, primeau de două ori pe zi și o dată seara acest mesaj. Ori venea o asistentă, ori venea chiar medicul de gardă, oricineva venea. Timp de vreo câteva luni bune am primit mărturii de la oameni de genul acesta, care știau unii și de la alții, că deja îmbătrâniseră cei în cauză, cum se făcea această propagandă că nu l-a văzut fratele Yuri Gagarin, adică tovarșul, iertați-mă, tovarșul Yuri Gagarin nu l-a văzut pe tovarșul Dumnezeu. Deci înseamnă că nu există. Acum vorba s-a tot dus până când se spune că odată un profesor, ca să își desfășoare ora cu elevii lui, nefiind doctor, că dacă era doctor se ducea în saloane și o predea direct, dar fiind cu elevii în clasă, a zis să facă el un lucru foarte interesant, să facă o lecție de fizică pe afară. Și i-a scos pe copii pe afară și aproape să dea în gropile care erau, nu în asfalt, că nu era pe vremea aia așa mult asfalt, cum de altfel nici acum nu e prea mult, să uita pe sus și nu e, nu-l văd, nu e, nu-l văd, vreo jumătate de oră. Bă, ora, să știți că durează 50 de minute. Și vedeau copiii că nu prea îi bagă în seamă, numai să uita și numai constata și numai spunea și la un moment dat, nu vă supărați, dar pe cine nu vedeți sau ce nu vedeți? Nu-l văd pe Dumnezeu. Ah, păi și trebuia să-l vedeți? Păi nu mă uit în sus. Asta înseamnă, copii, că nu există Dumnezeu. Și un copilaș așa, pe care îl știa cam ultima bancă, acum era probabil două străzi mai încolo. Ce, stați să vă ajung și eu din urmă. Păi e clar că nu-l vedeți. Păi cum adică e clar? Păi ce scrie în Scriptură că nu-l vedeți? Cum adică? Ce scrie? Scrie și de mine? Ce scrie?
Scrie: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Măi, fraților, dacă nu ești curat cu inima, cum o să-L vezi pe Dumnezeu? Dacă față de vecinul tău ai deja o anumită problemă, poți să vezi faptul că s-a purtat și el frumos cu tine sau cu altcineva într-o anumită zi, nu mai poți să-L vezi. Nu poate să-L vadă pe Dumnezeu cel care se uită la răutăți. Nu poate să-L vadă pe Dumnezeu decât cel care este curat cu inima. Asta înseamnă pogorârea Duhului Sfânt. Asta înseamnă curățirea de patim ca să poți să-L vezi pe Dumnezeu și nu numai pe Dumnezeu, ci tot ceea ce ne ajută pe noi să mergem mai departe. Noi vedeți că suntem aici o mână de oameni. La nivelul orașului în care ne aflăm, chiar pot să spun că nesemnificativ suntem aici. Nu trebuie să vedem acum cu ochii noștri cine nu este cu noi. Nu, trebuie să vedem pe Cel care este cu noi și în rugăciune să-L rugăm pe Dumnezeu pentru cei care din binecuvântate pricini nu sunt aici între noi. A vedea pe celălalt înseamnă a-L vedea ca pe Dumnezeu. Dacă suntem curați cu inima, cu siguranță că vom vedea în cel de lângă noi pe Dumnezeu. Vom vedea strălucirea divină din El. Dacă însă avem mintea întinată, vom vedea în celălalt pe cel despre care ne-au spus alții, pe cel despre care știm noi că ne-a făcut rău sau am auzit noi că a făcut rău cuiva și nu-l vom vedea pe acel om. Pogorârea Duhului Sfânt, să știți că a venit tocmai ca să ne limpezească, să vedem ce trebuie și cum trebuie, să auzim cum trebuie și ce trebuie, să mirosim ce trebuie și cum trebuie, pentru că, v-am mai spus și altă dată, preocuparea mea cea mai mare, de exemplu, ca unul care n-am fumat niciodată, că mă pregăteam să fiu preot și mi-am dat seama că nu pot să amestec mirosurile, este să ajung să îi iubesc pe fumători și fumul pe care îl scot. Deși nu mă ajută, să știți, nici măcar fizic vorbind, acum și cu plămânii mei în pioneze, foarte greu pot să merg mai departe pe drumul acesta. Dar mi-am propus și încet, încet am constatat că Bunul Dumnezeu mă face ori să am altă preocupare când este o pală de aia de fum care vine și mă biciuie peste nas, ori să fiu mai departe de cei care scot acest fum, pentru că eu nu vreau ca un dar pe care Dumnezeu mi l-a dat, acela de a mirosi, să mă încurce. Eu vreau ca darul pe care Dumnezeu mi l-a dat să mă ajute. Vreau ca atunci când miros să nu mă încurc de tutun, ci să simt că Dumnezeu, dacă nu a făcut groapă și nu a acoperit niciun fumător, și eu trebuie să fac la fel. Dacă aud anumite vorbe, chiar dacă să zicem că le știu și eu, chiar dacă le-am mai auzit și eu din surse autorizate, atunci trebuie să spun sigur în mintea mea că urechea mea nu mai este bună. Urechea mea trebuie să fie atunci ca o instalație electrică prin care nu trece curentul. Pentru că dacă ar trece curentul în momentul acela, m-ar încurca. M-ar încurca pentru că n-aș mai putea să văd sau să aud despre omul acela lucruri frumoase. Sunt sigur că există și lucruri frumoase care nu se spun însă atunci când cineva vrea să te așeze către o anumită linie de judecată. Nu vă dau exemple. Vă rog eu frumos, dacă vreți, n-am făcut asta niciodată, așteptați-mă afară cu copilașii, vă rog frumos. Pentru că e vorba de urechile noastre care vor să audă altceva. Eu probabil că dacă aș fi singur acum în biserică, cu siguranță că n-aș da afară pe nimeni, dar sunt și oameni care îmi transmit așa, prin privire, că nu e în regulă. Dacă nu ia cineva măsuri, să știți că bonomia nu este o calitate.
Pentru că s-ar putea ca pe mine să nu mă deranjeze și să mă cunoască lumea că sunt un bon om, așa mă cred eu până acum, dar dacă deranjează pe cineva faptul că eu nu am luat măsuri, atunci sunt mai vinovat de 1000 de ori decât dacă supăr pe unul. Probabil că am supărat pe cineva, dar o să-i treacă. Iubiți credincioși, ca să nu dau nume și să nu intrăm în amănunte, citeam pe diverse surse un eveniment pe care l-am auzit cum îl povesteau unii dintr-o instituție și după aia cum îl povestea bietul om și niște rude de ale lui. Erau lucruri atât de diferite încât m-am gândit, Doamne, nu ți-am mulțumit niciodată că nu m-am făcut judecător pentru că n-aș fi știut să iau o decizie obiectivă, cel puțin în acest caz. Adică auzi de o parte ceva și de altă parte altceva. Dar să știți că mie în ureche, acum când v-am spus despre judecător, păi Dumnezeu m-a trimis, dar nu să judec, ci să trimit iertarea lui Dumnezeu. Să nu credeți că duhovnicul este judecător. Nu, el este un mesager. El trimite iertarea pe care Dumnezeu o dă. Nu este vorba de subiectivism, ci e vorba de un obiectivism al fișei postului. Acum să nu credeți că orice duhovnic este obligat să fie bun, ca așa scrie în fișa postului. Nu, trebuie să îl îndrume pe celălalt, trebuie să răspundă la provocările celuilalt, dar niciodată să-l judece de ce a făcut asta sau asta. Omul trebuie să-și dea seama singur dacă trebuie sau dacă merită să facă vreo schimbare în viața lui, ci duhovnicul trebuie să-l ajute să facă lucrul acesta. Așadar, pogorârea Duhului Sfânt înseamnă a ne limpezi toate simțurile. Și atunci când ne uităm la cineva, să vedem frumusețea din el. Chiar am citit un articol zilele trecute vis-a-vis de faptul că cineva era foarte supărat pe următoarea expresie. Vezi și dumneata partea cea bună a lucrurilor. Și chiar dădea un exemplu, dacă n-ar fi impertinent, aș zice pertinent. Zice, adică eu să cad după scară, cam alunecat, și când ajung jos, să văd partea cea bună, că am ajuns mai repede jos. Bun. Păi dacă așa stau lucrurile, să știți că n-am înțeles nimic din viața aceasta și am blocat pogorârea Duhului Sfânt la noi. A vedea lucrurile frumoase înseamnă a le și trăi frumos. A vedea tot ceea ce se întâmplă în noi că este un lucru frumos, va aduce și frumusețea lucrului aceluia frumos. E posibil ca după ce am alunecat pe scara aceea să ne luxăm piciorul și să nu mai putem să mergem într-un loc în care să facem niște greșeli. Probabil că asta înseamnă partea bună a lucrurilor. Nu că am ajuns mai repede jos din capul scării până la pământ. Iubiți credincioși, pogorârea Duhului Sfânt nu este de manual, este de viață. Nu este un lucru pe care trebuie să-l învățăm neapărat, ci este un lucru pe care trebuie să-l trăim. Chiar era cineva foarte supărat într-o anumită societate care a chemat un slujitor al Domnului și l-a și avertizat ce trebuie să învețe pe cei pe care i-a adunat. Și după ce i-a adunat, zis, să-i învățați așa, să fie punctuali, să fie cinstiți, să fie onești, să nu dea mărturie unul despre altul greșit, să nu se supere când fișa postului le cere ceva. Păi, eu de ce am mai venit? Le dădeam să citească decalogul și asta era tot. Dar noi trebuie să-i facem pe oameni să înțeleagă altfel viața. Să înțeleagă faptul că Dumnezeu ne iubește, nu ne pune stabilă tu să fii corect sau tu să faci ceva numai așa de amorul artei, ci pur și simplu acesta trebuie să fie un efect al unui mod de viață prin care a trecut harul lui Dumnezeu, adică pogorârea Duhului Sfânt. Fără pogorârea Duhului Sfânt, să știi că între noi
n-ar fi altceva decât niște priviri seci, niște aplecări interesate, niște temenele pe care să le facem numai în fața oamenilor de la care avem ce aștepta, ar fi un cod, să zicem așa, de false maniere, că nu pot să le zic altfel. Pentru asta credeți că ne așteaptă Dumnezeu și ne așteaptă biserica cu ușile deschise? Pentru asta s-a coborât Duhul Sfânt? Dacă s-a coborât pentru așa ceva, înseamnă că era mai ușor la Dumnezeu să facă niște roboți, niște yes-meni și era toată lumea fericită, nu? Nu. Noi trebuie să fim fericiți că suntem diferiți. Și cum constatăm că suntem diferiți? Uitându-ne unii la alții și văzând și bucurându-ne că celălalt nu e ca mine. Dacă toți am fi la fel, știți ce plictisitoare ar fi viața? Știți că mie, acum să nu vorbesc într-un ceas rău, mi-a lipsit zgomotul din parcare noaptea trecută pentru că a început să bată vântul. Dumnezeu a ținut cu mine ca să mă odihnesc azi pentru slujbă. Dar m-am trezit de vreo 2-3 ori și m-am uitat pe geam și nevăzând nicio zarvă, nemai fiind nevoie să mai aprind lanterna, să mai atenționez pe cineva, am zis, Doamne, e bine și așa, dar nu mereu. Pentru că dacă nu ne antrenăm, s-ar putea, la un moment dat, să nu mai știm să ne purtăm cum se cade. S-ar putea să ne țară țandăra. Eu însă sunt antrenat. Și antrenamentul acesta înseamnă tot pogorârea Duhului Sfânt. În instalația pe care o avem, câteodată mai sunt fluctuații de curent. Dacă nu ești atent sau nu ai siguranța fuzibilă, se arde aparatul. Dar dacă ai siguranța și ești pus la punct, știi că nu ai voie să îți ieși din fire și gata. Ai întrerupt nervul optic, nu-l mai vezi. Ai întrerupt nervul auditiv, nu-l mai auzi. Și atunci aștepți să se reseteze situația și pui după aia totul la punct. Cam așa funcționăm, fraților. Asta este pogorârea Duhului Sfânt. Îmi pare rău că am dezamăgit probabil pe cineva care s-a așteptat să vă spun eu acum din Sfântul Vasile cel Mare sau din toată dogmatica pogorârii Duhului Sfânt, din începutul bisericii și așa mai departe. Nu, începutul bisericii suntem fiecare dintre noi. Și de asta am ținut ca astăzi și mi-am permis, cerându-mi îngăduință de la Dumnezeu, să stau înaintea dumneavoastră să vă spun despre pogorârea Duhului Sfânt așa cum o simt eu și așa cum a trecut prin mine. Toate evenimentele din viața mea s-au așezat exact cum v-am povestit despre pogorârea Duhului Sfânt de astăzi. Atunci când am simțit un fior, atunci mi-am dat seama că Dumnezeu mă mângâie cu ceva, că Dumnezeu mi arată cum stau lucrurile cu mine. Întotdeauna când îmi aplec fruntea pe Sfânta Masă, îmi aduc aminte de momentul hirotoniei, când prima dată în viața mea m-am aplecat asupra Sfintei Mese. Atunci când plec de acasă și îmi îmbrac reverenda, îmi vine să plâng. Pentru că ani buni de zile m-am rugat lui Dumnezeu să ajung în situația în care am ajuns. Întotdeauna când vin aici, în biserică, simt că Dumnezeu mi-a răsplătit ceea ce m-am rugat. Instalația era, dar ca să fii și martorul asupra tensiunii, în sensul bun al cuvântului și grozav al lucrării lui Dumnezeu, trebuie să te simți într-adevăr un privilegiat. De aceea, viața noastră este un praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Noi funcționăm cu Duhul Sfânt dacă nu ne amăgim. Dacă nu trece prin noi fiorul lui Dumnezeu, nu am făcut nimic. Dacă nu simțim că împăcarea cu un vrăjmaș de al nostru este un efect al energiei lui Dumnezeu pe care o trimite cu noi, n-am înțeles pogorârea Duhului Sfânt. Dacă nu am înțeles că îngăduința celuilalt trebuie să treacă prin noi și să topească toată neîncrederea și toată nerăbdarea noastră, înseamnă că a trecut pe lângă noi pogorârea Duhului Sfânt. De aceea, măcar astăzi, nu cer mai mult, pentru că viața unui om este făcută din astăzi, nu din mâine, nu din pomine, din toată viața, ci secundă cu secundă. Astăzi
aș vrea ca împreună cu dumneavoastră să simțim cum fiorul Duhului Sfânt este în noi și noi să ne dăm seama când este acel fior. Fiorul este întotdeauna atunci când noi ne învingem pe noi și nu mai vedem răutatea din ochii celuilalt, nu mai auzim zgomotul și vedeți că mi se pare că zgomotul a dispărut. Vedeți ce înseamnă răbdarea? Sunt sigur că mă vor ierta cei pe care i-am deranjat astăzi. Așa să ne ajute Dumnezeu.